Măicuța-i cântec și iubire, dragoste-i plin de nemurire. Icoana sfântă la care într-una, cu dor mă plec și sărut mâna. Lăsată-i pentru a iubi, nimeni nu poate înlocui. Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi venim cu o surpriză la dumneavoastră. Vă rog să primiți acest buchet. Așa surpriză. Eu am și un mesaj pentru dumneavoastră, îi dau cinciile și vom afla. Scumpă mamă, astăzi trebuie să zâmbești și să fii fericită, pentru că este o zi specială. Să știi că ești cel mai minunat și sincer suflet, cea mai dulce voce și cea mai mândră floare pe acest pământ. Mulțumesc pentru toate sfaturile bune pe care mi le-ai dat. Mulțumesc pentru felul cum ai învățat să fiu curajos, cum să fac față obstacolilor din viața mea. Astăzi este ziua ta și îți dorim din tot sufletul multă sănătate și să te țină bunul Dumnezeu cât mai aproape de noi. Ești îngerul nostru păzitor, care continui să ne sfătuiască tot timpul. Mulțumesc, mamă, pentru zâmbetul frumos și cald. Te iubim și îți spun din suflet, la mulți ani, cu drag din partea fiului Radu, Nora Veronica și nepoțelor Vlad. Vă mulțumesc frumos pentru surpriza care m-ați surprins pe neașteptate. Vă mulțumesc mult, mult, mult. Nu sunteți alături de mine, tot timpul gândul meu la voi. Vă iubesc, vă mulțumesc mult pentru cadou și surpriza care mi-ați făcut-o pe neașteptate. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste plină de nemurire. Icoana sfântă la care într-una, cu dor mă plec și sărut mâna.